În acest episod vă invit să privim spre portretul omului păcătos, omului care este depravat, spre portretul fiecăruia dintre noi. Fie cel pe care l-am avut, dar a fost schimbat de marele pictor de Dumnezeu, prin lucrarea lui Hristos, aplicat în viețile noastre prin Duhul Sfânt, fie cel pe care încă l avem pentru că nu ne-am întâlnit cu Hristosul în viață. Și vom privi la el așa cum ne-l conturează Evanghelia după Ioan. Urmând să privim în uh, următorul episod spre implicațiile acestor lucruri în tot Noul Testament. În primul rând, omul păcătos este cu totul orb din punct de vedere, punct de vedere spiritual. În partea introductivă a Evangheliei după Ioan, uh, primele 18 versete, suntem confruntați cu starea lumii în care Hristos a intrat și care este concluzia? Lumina luminează în întunecime și întunecimea N-a învăluit-o. Hristos a intrat într-o lume întunecată. Și de asemenea, în capitolul 3, unde Iisus vorbește cu Nicodim, această idee a întunecimii este uh, continuată și este descris faptul că lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Aceasta este starea de orbire spirituală. Cel ce este orb spiritual, nu poate distinge lumina. Mai târziu, Iisus i-a spus lui Nicodim că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Acel a vedea înseamnă a realiza, a experimenta sau a aprecia. Hristos spune că omul nu are abilitatea spirituală nici măcar de a-L dori pe Dumnezeu până nu este mai întâi născut din nou. În minunea cu omul născut orb, din capitolul 9 din Evanghelia după Ioan, Isus a folosit de acea circumstanță fizică, bio biologică, pentru a arăta situația spirituală tragică a omului păcătos. Trebuie să înțelegem în relația dintre vedere și a vedea. Primești vedere prin faptul că vezi? Sau poți să vezi pentru că ai vedere? care este cauza și care este efectul. De exemplu, credeți că îl va ajuta pe o persoană care nu vede oarbă complet dacă aprindem înaintea ochilor lui un bec de 1000 de W în locul unuia de 100 de W? Cu toții știm că problema nu o reprezintă cantitatea de lumină. Problema o constituie ochii omului respectiv. Are nevoie de vedere pentru a putea vedea. Acum, sigur că avem nevoie de lumină pentru a putea vedea. Însă, orbii au nevoie de ceva mai mult decât doar lumină pentru a putea vedea. Au nevoie de abilitatea vederii. Problema celui păcătos este identică. El nu doar că nu vede de aproape. El nu are doar niște defecte de vedere pe care trebuie să le corecteze printr-o manifestare mai puternic a voinței lui. El are nevoie de abilitatea vedere. Iisus, spune că un păcătos nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu până nu se naște din nou sau până nu este regenerat. Omul are nevoie de lumina Evangheliei. Nimeni nu poate ajunge să vadă spiritual fără acea lumina Evangheliei care îți transformă ființa spirituală, care îți oferă ochii spiritual pentru a vedea. Cum arată un om cu totul păcătos, cu totul depravat, e bine, în al doilea rând, este cu totul bolnav și spiritual în ce privește mintea. Adică, el nu poate înțelege niciun lucru spiritual. Degeaba îi spunem noi învăță învățături spirituale și realități spirituale, pentru că nu ne poate înțelege. Și asta spune Apostolul Pavel, că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și explică că nu le poate înțelege pentru că ele trebuie judecate, Spiritual. Nu mintea noastră veche și oarbă este cea care ne-a dat cunoștința necesară pentru a-l înțelege pe Hristos, ca fiind de dorit și mai presus de orice. Nu ea ne-a determinat să ne încredem în El? Acea înțelegere a venit de la natura noastră nouă, care ne-a fost dată în momentul regenerării. Voința nu poate alege ceva ce mintea nu are capacitatea de a înțelege și nici dorința autentică de a înțelege. Dacă nu înțelegi lucrurile spirituale pe care Dumnezeu le transmite prin cuvântul său, dacă nu le înțelegi la nivel personal ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine, înseamnă că ești o persoană care nu a fost regenerată, născută din nou. Și, în consecință, te afli. În, Într-o răzvrătire continuă față de Dumnezeu. În al treilea rând, cum arată un om care este păcătos, mort spiritual? Ei bine, este cu totul surd spiritual. Dar el nu poate auzi niciun adevăr al Evangheliei. Iar acesta este diagnosticul pe care Iisus Hristos îl pune. Și el îi întreabă pe iudei, pe evrei, de ce nu înțelege, înțelegeți vorbirea mea? Și tot El răspunde, pentru că nu puteți asculta cuvântul meu, dar nu înțelegeți vorbirea mea, pentru că ideile, cuvintele, afirmațiile nici măcar nu ajung la urechea voastră. Pentru că nu aveți urechi ca să le auziți. De ce nu înțelegeau evreii cuvintele Domnului nostru Isus? El spune, pentru că nu puteau să audă. Și acum, abilitatea de a vedea este darul lui Dumnezeu, tot așa este și abilitatea de a auzi. În al patrulea rând, omul este cu totul lipsit de putere spirituală. Adică, el nu poate nici măcar să dorească să primească ajutor. Compararea a două versete din Scriptură va dovedi acest fapt îngrozitor. Primul verset ne arată de ce un păcătos pierdut nu poate primi adevărul uh, și harul. Și acesta se găsește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, unde, unde scrie că Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Două observații. Lumea nu poate primi Duhul. De ce? Pentru că nu-l poate vedea și pentru că nu-l cunoaște. Dar Ei nu au vedere spirituală. Am văzut lucrul acesta. Și de asemenea, de asemenea ei nu pot pricepe sau cunoaște o realitate spirituală deoarece ei nu au o minte spirituală. În al doilea rând, creștinii în contrast cu lumea au văzut. Fiecare creștin a văzut spiritual și a cunoscut experimental lucrarea binecuvântată a Duhului Sfânt. Vederea și cunoașterea sunt date în momentul regenerării. Cel de al doilea pasaj este din uh, cartea Iuda versetul 19 din capitolul 1, este un singur capitol. Și acolo scrie că ei sunt aceia care produc dezbinări. Sunt stăpâniți de firea pământească și nu au Duhul. Viața lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, l-a părăsit pe om atunci când acesta a păcătuit în grădina Edenului. Orice experiență omului este controlată acum în totalitate de natura cărnii și de dorințele ei. Nu ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu prin ochii tăi, prin urechile tale, prin gura ta, prin, prin degetele tale. Dumnezeu este Duh și cei care doresc să-I se închine lui trebuie să-I se închine în Duh. Dumnezeu este Duh și dacă doresc să-L cunoști pe acest Dumnezeu, ai nevoie să fii născut din nou de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu. În al cincilea rând, cum arată un om păcătos, așa cum îl prezintă Scriptura? Bine, un om păcătos nu poate mișca niciun mușchi spiritual. El nu poate să vină la Hristos până când îi se dă viață spirituală. Următoarele două versete din Scriptură pe care uh, o să le amintesc, cred că trebuie să rămână întotdeauna inseparabile. Primul arată inabilitatea totală a păcătosului în lipsa lucrării regeneratoare a Duhului Sfânt. Cel de-al doilea arată certitudinea păcăinței, și a credinței în fiecare dintre cazurile în care Duhul Sfânt cheamă eficient, lucrează eficient mântuirea în viața unei persoane. Și aceste versete le regăsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6. Și acolo scrie că nimeni nu poate veni la mine, spune Iisus Hristos, dacă nu l-a trage Tatăl care m-a trimis, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Și versetul 45, oricine a auzit și a învățat de la tatăl, vine la mine. Versetul 44 afirmă că omul nu poate face nimic până când Dumnezeu nu face ceva mai întâi. Oricine, fără excepție, care aude și care a învățat de la Dumnezeu tatăl, vine întotdeauna la Hristos, spune, spune el. Vedeți contextul clar care ni se prezintă? Niciun om nu poate până nu se întâmplă ceva, dar orice om va voi când s-a întâmplat acel ceva. Da